Plățile compensatorii pentru angajații disponibilizați din complexul energetic Oltenia împart sindicatele în două. După ce au fost avansate sume de 75.000 și 100.000 de euro, președintele sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica, spune că acestea sunt doar iluzii. Sindicalistul crede că este tardivă negocierea unui pachet social care nu s-a discutat în momentul în care a fost realizat planul de restructurare. Atenție, când ai un plan de restructurare, când a venit la Uniunea Europeană, în momentul ăla trebuia discutat un pachet social. Acum este târziu, nu va da nimeni decât ce e în contractul colectiv de muncă. Asta vă garantează Bunoaica, pentru că va fi bani europeni. De unde? Care bani europeni? Ei nici nu au discutat acolo. Dom'le, închidem, dar ce facem cu oamenii aia pentru a, nu știu, a implementa altceva? Oamenii poate vor să-și facă alte firme, poate să-și, nu știu, să creeze locuri de muncă cu acești bani. Cum au făcut polonezii, a dat 10.000 de euro cât a dat la oameni, le-a oferit locuri de muncă, le-a oferit gratuit să-și facă firme. La noi vorbim acum când până în iarnă vor mai dispare din ei. A dus 0,3%. Ce înseamnă asta? 0,3%? Câte grupuri, întreb și eu, Bunoaica, câți oameni? Dacă rămâne un grup, două pe acolo și ăla îi dă drumul când și când, credeți dumneavoastră că va ține 1.000 de oameni? Dar, domnule, să fim realiști. O mare minciună și niște trădători sunt liderii de sindicat Camelion ăștia. Toți absolut. Iovan, Marciuc, Pârvulescu, Mitrescu, toți aceștia locotenenții lui Condescu sunt trădătorii mișcării sindicale din minerit. De la complexul energetic Oltenia ar trebui să plece în următorii 3 ani peste 7.000 de salariați, conform planului de restructurare a companiei.